Bă, băieți, hai că am ajuns și noi Aoleu, aici. bă, sigur. Bă, Vlad, bă, motor, au, au. Leu. Băi, tonul limotan, ți-am spus să nu pui mâna. Bă, efectiv, efectiv dormeam, Dracula. Dracula, n-am atins nimic. Eu am dormit tot drumul, bă, și acum mă trezesc cu capul în jos. Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Ori tu, ori tu, ori Vlad Motanu a pus mâna. N-am făcut nimic, eu stau aici în spate. Ai, bă, bă, domnul Motanu, dă-ți jos și nu știu, repară pe aici elicopterul. Wow! Bravo, bă, bravo. Mă doare. Bă, 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 domnul Motan, bă, vină cu așa, desfă-mi aici cureaua asta de la scaun, că nu pot. Aaaa, bă, ce-ai făcut? Bă, jur, doamna, doar am atins portiera ca să te scot. Doar atâta, n-am făcut nimic, jur. Bă, bă, ridică-mă, bă, ridică-l și pe Vlad Motanu, hai, au, hai. Mă ridic acum, mă ridic acum, gata. Au, bă, gata, 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 am venit. Bă, ajută-mă să ridic și pe Vlad Motanu. Hai, hai, Vlad, hai. Hai că mă ridic. Bă, băieți, uite, bă, aici am stat eu de-a lungul timpului, nici n-am avut prieteni, telefon, apă caldă. Adică, bă, aici. Auleu. Bă, deci nu, bă, deci nu l-ai apelat pe domnul Motan să te ajute cu undeva unde să dormi, cu mâncare? N-am avut. Păi n-am avut telefon. Na, bă, na, tu nu știai că verișorul tău, Motanu Vlad, are probleme. O trebuie, bă, să aflu eu. Bă, Draculas, Draculas. Nu am eu firii pe tot corpul, cât verișori pierduți am eu. Crede-mă. Aoleu, bă, mâine ce o să mai vină, bă, 50 de verișori? Probabil, cel mai probabil. Dar să sperăm că... nu. Păi... să sperăm că nu o să mă găsească. Că nu o să te găsească, bine. Bă, vedeți că în casa asta am probleme cu prietenii curcu pe păianj, deci... Bă, bă, nu pot să cred. Noi nu mai scăpăm. Bine ați venit rău, ați nimerit. Aoleu, pă, noi nu mai scăpăm din prietenii ăștia curcubeu. Hai, domnul Limotan, să le arătăm la prietenii curcubeu pe Angel. Bă, bă, tu spargi geamul, mă. Bă, tu îi spargi geamul la casă lui Vlad Motanu. Trebuie să intri pe aici. Zi rugăciune. Corect. Stai, stai puțin, Vlad Motanu. Vlad Motanu, stai puțin, stai puțin. Deci, bă, bă, domnul Limotan, vină înapoi. Nu s-a dus. Dragulas? Da. Deci, dacă nu te dai, trec peste tine. Bă, gata, m-am dat, m-am dat. Nu. Vlad Motanu, pe unde te duci? Bă, bă, motanilor, calmați-vă puțin. Aoleu. Hai de capul meu. Vezi că ți-o... bă, vezi că... domnul Motan, bă, calmează-te, domnul Motan. Bă, ai, motanilor, ai, bă, bă. Do, Vlad Motanu, Vlad, Vlad Motanu, stai, calmează-te, Vlad Motanu. Bă, hai, bă, domnul Motan, ridică-te, hai. Gata, bă, motanilor, calmați-vă, că... bă, ăsta-i vărul tău, vărul... Gureța, Vlad Motanu. Gureța, tu, domnul Motan. Tatai, gurița, fii atent la mine. Ascultă, ciulește urechile, uită-te bine la mine, ochii mari deschiși. Fii atent ce zic acum. Du-te și tu până la bucătărie și adu două beri. Aduc da, da, a, da, da, e că sunteți neamuri. Acum, bă, acum vă aduc două beri, stai să vezi tu ce beri vă aduc. Bă, că am comentează asta. Ce beri, bă, să le aduc? Că n-au nicio bere. Bă, ce s-a urcat pe casă? Bă, băieți, bă, băieți, nasoală treaba. E o problemă foarte mare, e ceva pe casă. Moș Crăciun. De Moș Crăciun, bă, vreau să mă duc să-l văd. Bă, nu, bă, nu. Bă, ai grijă, e ceva, bă, pe casă. Bă, domnule Motanu, te-ai dus. Tu crezi, bă, că... Dracula, mă prins ceva de picior? Ai, aoleu, bă, ce s-a... bă, e ceva afară. Domnule Motan, bă, Vlad, ajutați-mă. Aoleu, uite-l. Stai că îi dau cu levier în cap. Bă, dai, dai. Bă, bă, nu mi-ai spus, eu am crezut că ai probleme cu păianjeni mai mici, nu așa mari. Bă, bă, Vlad, bă, de când ai tu probleme cu păianjenii, prieteni curcubeu? Nu știu, mă băsuneam cu domnul Motan. Aoleu, bă, a, bă, n-avem cum să distrugem așa ceva. În casă, bă, în casă, intră în casă, domnul Motan! Parola, parola. Nu, domnul Motan, intră, Vlad. Vai, bă, uite-l cum se... uite-l cum se urcă pe casă. Stați aici. Hai, domnul Limotan, ridică-te de pe jos. Exact. Asta cred și eu. Da. Domnul Limotan, bă, ne trebuie un plan și m-am gândit la un plan perfect. Da. Și ghiți cine ar fi cel mai bun exemplar pentru acest plan? Domnul Motan. Hai, pune-te aici pe scaun. Ce e ceala? Scaun, bă, e un scaun. Uite, un patru scaun, picioare. Pune-te pe scaun, domnul Motan. Mă pun și eu pe el să vezi că nu. Gata, uite, uite, s-a pus Vlad pe el. Vlad, Vlad, trebuie să te pui pe scaun, da. Trebuie, mai întâi, ai pune-te pe scaun, Vlad. O navetă de bere. Două, îți dă domnul Motan, 5 navete îți dă domnul Motan.
pe Vlad. Mai întâi de toate trebuie să să te încălzim puțin. Au, da, așa. Așa trebuie să te încălzim puțin. Și trebuie să atragem tarantula. O vezi? Auto! Deci Vlad Motanu, planul care este? Tarantula sare pe tine și eu cu domnul Motan stăm ascuns și în casă. Bă, dar înainte să ies, vreau o navetă de bere fix acum. Dacă nu... Acum vrei o navetă de bere fix acum? Da, normal. Bine, bine, bine. Domnul Motan, adu naveta aia de bere. Navet, bă, Draculas, o veste nasoală. Vine cu aici, Ce veste nasoală? Bă, cât stăteați voi de vorbă, eu am băut toate berile de aici, bă. Păi, bă, toate berile... Vlad Motanu, stai puțin acolo, că am ceva discutat cu domnul Motan. Bă, tu ai băut toate berile? Păi, nu știu... Sete, bă. Bă, du-te și adună sticlele goale, pune zăpadă în ele, că nu o să-și dea seama. Și adu o navetă, hai. Hai de capul meu. Bă, Vlad, îți aduce acum verișorul tot domnul Motanu, îți aduce o navetă de bere, ca după aia să facem planul. Domnul Motan, hai cu naveta aia de bere odată. Bă, mi-a ghețat mâinile, bă, la câte zăpadă am pus în ele. Bă, lasă că nu o să-și dea seama. Uite, Vlad, ai aici cea mai bună bere. Perfect. Exact, stai așa, acum da. Le legăm de scaun. Așa, Vlad Motanu, ești pregătit să faci acest plan? Da. Bine. Sunt mai pregătit. Du-te și spunem, o să te arunc în față și te ocupi de tarantulă, da? E sigur că poți să faci, da? Da. Avem încredere în tine, Vlad. Du-te, Vlad, da. Arată-ne că poți să te surci cu tarantula. Bă, nu cred că e nicio tarantulă, bă, băieți. Cum să nu fie, că am văzut eu? Unde e? Bă, domnule Motan, du-te afară și vezi ce face Vlad Motanu acolo. Ce să fac? Bă, du-te, bă, afară și vezi, du-te cu Vlad Motanu acolo. Bă, înainte să mă duc, uite ce am găsit, bă. Cred că asta e o bere, dar nu știu de ce e într-o canistră, bă. E o bere? Te-ai gândit tu că asta e o bere, nu? Bă, nu! Domnule Motan, nu bea! Mi-a explodat buzele. Ți-a explodat buzele. Bă, du-te și ajută-l pe Vlad Motanu. Vezi dacă e o tarantulă acolo. E ceva tarantulă? Bă, spatele tău! Pauleu, bă, motanilor! Bă, ne trebuie un plan de aici. Bă, domnule Motan, ce-ai făcut aici? Bă! Bă, Draculas, nu ți se părea că era cam fric, bă, aici? Geamurile deschise, am zis că să fac puțin focul, bă, pe aici. Uite, am găsit câteva canistri și niște butoaie, bă, de combustibil. Și am zis că, mamă, ce idee bună ar fi să dau foc la casă. Bă, ai de capul meu, domnule Motan, poți să le distrugi. Ajută-mă puțin, te rog. Trebuie să desfac capacul ăsta, dar nu știu dacă... Nu desfac, auleu, bă, motanilor! Bă, Vlad, ești bine, ridică-te, hai! Bă, Vlad, hai, ridică-te, domnule Motan, ridică-te, bă, de pe jos! Bă, băieți, bă, trebuie să fugim, Vlad, știi pe unde putem ajunge? Da, știu, veniți după mine, hai! Bă, da, auleu, fugi, au, hai, domnule Motan, bă, veniți! Bă, stai, că, domnule Motan, hai, domnule Motan, fugi, că e spatele tău, fugi! Bă, fugi! Bă, ce bună a fost benzina aia, bă, mai dați-mi să beau puțin, bă. Bă, fugi! Bă, fugi! Hai, deschide bariera, deschide! Hai! Auleu, bă, sus, repede, sus! Dă-i! Bă, vai de capă. Bă, uite, hai să ne urcăm acolo sus. Ce? Păi este un elicopter aici. Bă, uite cum se urcă. Păi, ce se întâmplă? Veniți rapid aici sus. Bă, nu pot să cred că a venit după noi. Ne trebuie un plan. Trageți! Știu eu o bombă și atrag eu jos și voi scăpați. Dai, ce? Cum adică? Au! Bă, Vlad, bă, e sigur că le ții piept la tarantulele alea de prieten curcubeu? Da, bă, da, duceți-vă să vă salvați casa de gică vitezomanu. Bă, uite, bă, Vlad, au! Bă, Draculas, bă, pai de capul tău. Bă, stai că vin înapoi. Bine, Vlad, hai bă să fugim, vină repede, hai. Auleo, bă, Vlad, bă, ai grijă. Hai, domnule Motan, fugi. Mergem, Draculas, mergem. Fugi. Dă-i acum, Vlad. Hai, Draculas. Haide! Ano! Vlad! Dai spre casă, domnule Motan! Mergem spre casă! Uhuu! Vampiraș,
Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, like și desigur comentarii dacă mai doriți să continuăm această serie. Și desigur să nu uitați să vă abonați la canalele motanilor din descriere, canalul domnului Motan și canalul lui Vlad Motaru. Sunteți cei mai tari vampirași, vă iubim pe toți, salutare! Abia aștept să ne revedem la alte episoade șmecheroase. Uhu! Salutare vampirași, sunteți cei mai tari! Oh!